serviciul de predică, iar după amiaza, sâmbătă, va începe de la ora 18. Un anunț din partea dirijorilor este acela că după serviciul acesta divin o să fie repetiție de cor. De asemenea, mâine la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu se va desfășura faza pe conferința Olimpiadei de Cunoștințe Biblice, așa că toți copiii, fie că sunt din biserica noastră, fie că sunt din școala Mihai Ionescu care participă la această fază, sunt încurajați în seara aceasta să tragă tare, astfel încât să aibă rezultate cât mai bune mâine, iar pe toți ceilalți, fie că sunt părinți sau cei care îi susțin, să se roage pentru ei astfel încât să facă cinste numelului Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, ne bucurăm că în această dimineață școala Mihai Ionescu ne-a trecut pe listă pentru a ne face această vizită. Foarte mulți din biserica aceasta, foarte mulți părinți sunt binecuvântați să aibă copiii la o școală atât de, cum să spun eu, binecuvântată. Este o școală unde am văzut pe pielea mea impactul pe care l-a avut educația creștină asupra copiilor mei și sunt sigur că nu sunt doar eu de aceeași părere. Și suntem tare curioși să vedem ce ne vor transmite, Dumnezeu să-i binecuvinteze, Dumnezeu să pună în ei în continuare înțelepciune, dragoste pentru copiii noștri și să lucreze prin fiecare profesor de acolo, astfel încât lucrarea lui Dumnezeu să meargă mai departe. O să invit acum să intre formația, așa că vă rog să vă ridicați în picioare. În numele Domnului Iisus, deschidem programul Liceului Mihai Ionescu cu imnul 356, ca un cerb setos. Ca un cer.
Tatăl nostru care ești în ceruri, te rugăm să fii Tu cu noi în acest locaj de cult, te rugăm să ne dai Tu voci frumoase ca să putem să Te lăudăm și fii Tu cu noi astăzi. În numele Domnului Iisus te-am rugat, amin. Mergeți în toată lumea. Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Harul lui Dumnezeu nu este nici exclusiv, nici selectiv. Dumnezeu iubește întreaga omenire în mod necondiționat. Când privește spre planeta Pământ, toți oamenii sunt obiectul milei și iertării sale. Nimeni, oricât de păcătos ar fi, nu este în afara sferei dragostei lui Dumnezeu. Dumnezeu are un popor mondial, un mesaj mondial și o lucrare mondială. El a dat pe Fiul Său ca jertfă pentru mântuirea întregii omeniri. Tot așa, zecimile și darurile sunt aduse înaintea lui Dumnezeu pentru folosul întregii lumi, pentru ca zecimile și darurile să își împlinească misiunea de a predica în întreaga lume. Aceasta trebuie să fie folosite nu doar în biserica locală, ci să circule în întreaga lume. Să dăruim cu credincioșie pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să poată fi terminată și să ne putem întâlni din nou în cer. Colecta de astăzi este destinată bugetului comunității locale. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, venim să-ți mulțumim pentru binecuvântările pe care Tu ni le oferi în fiecare zi. Îți mulțumim, Doamne, pentru aceste zecimi și daruri care au fost aduse înaintea Ta. Te rugăm să le binecuvintezi, te rugăm să faci ca să-și atingă scopul pentru care au fost date. Te rugăm, Doamne, ca să ne dai înțelepciune și putere pentru administrarea ceea ce Tu
ne oferi. Fă-ne, Doamne, darnici, mulțumitori și credincioși. În numele Domnului Iisus te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Școala Mihai Ionescu, din punctul meu de vedere, este cea mai mare binecuvântare pe care o familie adventistă din București o poate avea. De ce? Pentru că Mihai Ionescu oferă, în primul rând, o dezvoltare holistică. În al doilea rând, reușim să păstrăm copiii cât de cât departe de un mediu toxic. Și reușim să îi aducem pe o linie corectă, atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere educațional, iar acest lucru astăzi, din punctul meu de vedere, este un mare plus și, așa cum am spus la început, o mare binecuvântare. Am recomandat-o deja și o voi mai recomanda, tocmai privind lucrurile, așa cum am spus la început, din acest punct de vedere al dezvoltării holistice, pentru că este foarte, foarte, foarte importantă această dezvoltare. Degeaba, din punct de vedere educațional, creștem și ajungem la un nivel foarte bun dacă uităm dezvoltarea personală, dacă uităm partea spirituală, atunci ceva nu va funcționa. Ca la un motor. Dacă punem benzină, dar ulei nu avem, motorul se va strica. Copiii sunt, ca și copiii, evident, cea mai mare provocare este trezitul dimineața. Însă, reîntâlnirea cu profesorii, reîntâlnirea cu colegii lor, creează în ei o emoție și o plăcere de a veni la școală. Foarte puține sunt momentele în care nu își doresc să se trezească, să vină, pentru că e atunci când ofer copilului ceva pe placul lui și când el simte, îl fac să iubească asta, nu are cum să nu-i placă. Adică am avut inclusiv situații în care fetița cea mică era supărată că se termină școala. Și o să-i fie dor de colegi, și o să-i fie dor de doamna dirigintă, are o relație specială cu doamna dirigintă și cu doamna profesoară de matematică. A fost foarte încântată de profesoara ei de matematică. Vedeți, totul ține de cum te raportezi la copil și cum știi să creezi o relație cu acel copil. Distanțarea sau ținerea la distanță a copilului nu este deloc o soluție în procesul educațional. Vă spun bun venit, Biserica Tei, din partea Liceului Mihai Ionescu, liceu care la momentul acesta are grădiniță primară, gimnaziu, liceu. Suntem aici din dorința de a vă mai spune câte ceva despre noi, celor care sunteți din Biserica Tei, de a vă spune că ne considerăm o școală a tuturor, nu suntem o insulă în București, ci suntem școala dumneavoastră a comunităților. Și bun venit tuturor părinților care au venit astăzi cu copiii să-i însoțească, să-i aducă aici. Este un efort, un efort pe care pentru unii este un efort chiar mare, vin de la distanțe. Nu sunt toți din Biserica Adventistă, nu sunt toți obișnuiți cu programul acesta, dar au deja încredere și știu că nu avem un scop ascuns să-i facem membri în Biserica Tei. Și atunci au venit și acești copii. Suntem cu 8%, i-am numărat și de data aceasta. Noi suntem într-un periplu prin bisericile din București și la momentul acesta suntem cu 8% din ce înseamnă astăzi Mihai Ionescu aici. Pentru cei care au venit pentru un cuvânt spiritual, vom avea și un cuvânt spiritual, vom avea și muzică, așa, suntem cu 8% din toată școala,
dar cu probabil jumătate un pic din corul de gimnaziu-liceu. Avem cor și la grădiniță, avem cor și la primară. Astăzi copiii din grădiniță sunt în Biserica Excelsis, orchestra este în Biserica Noul Grant și ei sunt aici cu noi. Și mai avem câteva ieșiri în această primăvară. Așa că mulțumim că ne-ați deschis ușa, mulțumim că ați vrut să ne mai vedeți și eu mă bucur că am văzut multe fețe cunoscute, dar am văzut și fețe noi, biserica se schimbă și avem copii în această biserică, copii la școala noastră. Data viitoare sperăm să fie toți acolo în cor, dar i-am văzut și pe ei în diverse acțiuni. Și sperăm să fie momentul acesta, nici măcar nu este foarte lung, deci nu vă așteptați că am venit aici să luăm și timpul de pauză. Momentul acesta pe care îl vom petrece împreună să fie și un moment de închinare către Dumnezeu care ne dă totul, inclusiv viața și puterea de a cânta și de a vorbi. Un moment din care toți să plecăm mai buni, mai frumoși la suflet. Pentru că este important la ce ne uităm. Este important să vedem lucrurile frumoase pe care Dumnezeu le crește în acești copii și în noi, cei care slujim ca ei să crească frumos. Efratit. El avea două neveste.
Una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea. Deja vedem aici o primă problemă, pentru că existau două soții. Și noi ne-am gândit, măi, merita familia asta să aibă probleme, pentru că a făcut ceva extrem de greșit. Existau două soții acolo și nu este de bine. Am studiat un picuț problema aceasta, nu este subiectul principal, dar al mesajului din dimineața aceasta. Am studiat un picuț și am descoperit că era o situație destul de des întâlnită în familiile mai sărace, familiile care se ocupau cu agricultura sau cu animalele. Aveau nevoie de forță feminină la muncă, aveau nevoie de mulți copii și de multe ori femeile mureau atunci când nășteau copii. Era foarte mare, foarte ridicată rata mortalității femeilor. Sau, oricum, existau mai multe probleme acolo și era nevoie de copii, cam asta era ideea. Și de multe ori femeile nu aveau copii. De exemplu, în Biblie aveam mai multe exemple de femei care nu aveau copii. Iar această femeie, Ana, era o femeie credincioasă. Hai să vedem un picuț cum a schimbat Dumnezeu situația ei complicată. Versetul 3. Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oștirilor și să-i aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii al lui Eli, Hofni și Fineas, preoți ai Domnului. Imediat vedem aici introducerea unei alte situații complicate, unei alte situații grele, în care ne gândim din nou că Dumnezeu nu avea cum să rezolve situația aceasta. În ziua când își aducea el ca la jertfa, dădea părți nevestei sale Penina, tuturor fiilor și tuturor fiicelor lor pe care le avea de la ea. Dar Ana îi dădea o părție îndoită, căci iubea pe Ana, dar Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei o înțepa deseori ca să o facă să se mânie, pentru că Domnul o făcuse stearpă. Nu știu cum sunteți în familiile dumneavoastră, dacă este vreun potrivnic, cineva care efectiv s-a angajat să vă mânie, pentru că Domnul nu v-a oferit ceea ce ar fi trebuit să vă ofere. Din câte am studiat eu Biblia, nu am găsit în toată Biblia altcineva care să se angajeze intenționat să mânie pe cineva. Dar eu cred că... Poftim? Da, e angajat să ne mânie. Ce rău? Desigur, dar aici era chiar întruchipat într-o persoană care era în fiecare zi acolo. Așa că mi s-a părut o situație foarte grea. Deja tu ca femeie care trăiai într-o epocă în care trebuia să ai copii, pentru că valoarea ta era dată de câți copii reușeai să ai. Dacă nu aveai copii, riscai chiar să fii retrocesată. Adică nu mai erai o soție, puteai să fii o servitoare, pentru că nu aduceai eu un bun societății. Nu aduceai copii, nu aduceai lucrul cel mai important. Și femeia aceasta era extrem de tristă și trebuia să facă față și cu un dușman care era fiecare zi acolo. Nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră are un dușman în casă, poate o noră, poate o soacră, poate o vecină care e tot timpul pe acolo sau un vecin, nu știu. Dar cred că Biblia ne este o mare încurajare în sensul acesta. Nu suntem singuri. A existat și în Biblie exemple de oameni care au avut dușmani în casă. Și hai să vedem cum s-a rezolvat situația aceasta. Pentru că la Ana mereu am admirat faptul că nu răspundea înapoi. Sau cel puțin nu asta vedem din text. Versetul 7. Și în toți anii era așa. Ori de câte ori se suia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel. Atunci ea plângea și nu mânca. Elcana, bărbatul ei, îi zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Pentru ce ți este întristată inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Și eu m-am gândit așa, măi, ești tu drăguț, dar totuși nu mă înțelegi, mă pun și eu în papucia mea. Nu mă înțelegi că eu am nevoie de copii, știu că tu mă iubești, dar există și alte relații sociale care depind de faptul că eu nu am copii. Ana s-a sculat după ce au mâncat și a băut și ei la Silo.
Preotul Eli ședea pe un scaun lângă unul din ușorii templului Domnului. Și el a se rugat Domnului cu sufletul amărât și plângea. Ea a făcut o juruință și a zis: Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă îți vei aduce brici, nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea multă vreme în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu băgare de seamă la gura ei. Deci nu numai că era foarte tristă, dar a văzut și un om acolo, care era omul Domnului, care se uita cam ciudat la ea. Ana vorbea în inima ei și nu numai buzele și le mișca, dar nu îi se auzea glasul. Eli credea că este beată. Și a zis: Până când vei fi beată? Tu te trezește-te! Vă dați seama, era femeia beată, amărâtă, poate văzuse într-un colțișor că preotul de acolo se uita urât la ea cu dispreț și a făcut față și la disprețul lui, în vorbe. Și ce a făcut? S-a mâniat? I-a răspuns urât? Nu. I-a răspuns cu durere. Putea să se răzbune, putea să se vorbească urât, putea să spună: Hai mai taci din gură, moșneagule. Putea să-i spună foarte multe lucruri urâte. Era vârstă, Eli. Dar ea a spus: Nu, domnul meu, eu sunt o femeie care suferă în inima ei și n-am băut nici vin, nici băutură amețitoare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu iei pe roaba ta drept o femeie stricată, căci numai prea multă mea durere și supărare m-a făcut să vorbesc până acum. El i-a luat cuvântul din nou și a zis: Tu te împace și Dumnezeul lui Israel să asculte rugăciunea pe care i-ai făcut-o. Ea i-a zis: Să capete roaba ta trecerea înaintea ta. Și femeia a plecat, a mâncat și fața ei n-a mai fost aceeași. Și vedem din momentul acesta cum lucrurile încep să devină mai roz. Devin altceva. Dintr-o binecuvântare, dintr-un lucru urât, situația aceasta devine o binecuvântare. Și Dumnezeu este incredibil în a schimba situațiile de criză într-o binecuvântare. Dar nu numai pentru ea și familia ei, ci și pentru Eli. Pentru că răspunsul rugăciunii ei a fost o binecuvântare și pentru Eli. Eli avea o situație foarte complicată. Pasajul spune mai departe, dar nu vom citi. Eli avea niște copii care se comportau foarte urât, care făceau poporul să păcătuiască. Ei luau carne de la oameni în mod abuziv, ei făceau lucruri foarte urâte la ușa templului și el nu era capabil să îi stăpânească. Dar Domnul, deși i-a spus: Uite, situația ta este prea gravă, vei plăti consecințele, vreau totuși să-ți ofer o bucurie la finalul vieții tale. Așa că Ana a rămas însărcinată și după ce a crescut foarte puțin copilașul, l-a dus la Eli. Eli, care era foarte vârstă. Eli aproape că nici nu mai vedea și s-a găsit cu ghemotocul ăsta în mână, care poate, nu știu, nu reușea să meargă la baie încă, care avea tot timpul multe întrebări, pentru că la 3-4 ani copiii au multe întrebări, poate știți și dumneavoastră. Și cu cât cresc mai mult, au și mai multe întrebări. Și totuși, Domnul i-a dat acest mic ghemotoc, ca să-i fie o binecuvântare. Și știm că s-a comportat foarte frumos cu el și că i-a fost o binecuvântare oarecum, pentru că la capitolul 2, versetul 26, spune că tânărul Samuel creștea mereu și era plăcut Domnului și oamenilor. Când este cineva un copil plăcut Domnului și oamenilor? Când este iubit, când au ceilalți răbdare cu el. Și acest Samuel a avut parte de așa ceva. Ba chiar cred că se juca pe acolo prin templu, dar a învățat totuși să aibă mult respect față de acest templu. Și vedem mai departe ce s-a întâmplat, pentru că Eli l-a învățat pe Samuel respectul față de Dumnezeu. Deși cuvântul lui Dumnezeu în vremea aia era unul foarte, foarte rar, așa ne spune textul. Și citim la capitolul 3, de la versetul 1, și spune așa: Tânărul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul Domnului era rar în vremea aceea,
și vedeniile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi și nu mai putea să vadă. El stătea culcat la locul lui. Iar candela lui Dumnezeu nu se stinsese încă. Și Samuel era culcat în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci, Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns, iată-mă! Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat! Eli a răspuns, nu te-am chemat! Întoarce-te și te culcă! Și s-a dus și s-a culcat. Domnul a chemat din nou pe Samuel și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat! Eli a răspuns, nu te-am chemat, fiule, întoarce-te și te culcă. Este interesant că nu i-a spus, hai măi, du-te mă odată, lasă-mă și pe mine să dorm. I-a spus, fiule, a avut răbdare. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul și cuvântul Domnului nu i-a fost încă descoperit. Domnul a chemat din nou pe Samuel pentru a treia oară și Samuel s-a sculat, s-a dus la Eli și i-a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Eli a înțeles că Domnul cheamă pe copil și i-a zis lui Samuel, du-te de te culcă și dacă vei mai fi chemat, să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Și Samuel s-a dus să se culce la locul lui. E interesant că ați văzut că nu numai Eli a avut răbdare, ci și Samuel a avut răbdare. Pentru că copiii ne copiază în orice. Dacă părintele nu prea are răbdare, nici copilul nu prea va avea răbdare. Așa că de 3 ori Samuel s-a dus și a spus, spune-mi, te rog. Și de 3 ori i s-a răspuns frumos. Deci, așa cum spuneam, au fost două situații foarte grele. A existat o mămică, o viitoare mămică, care nu avea copilași în momentul acela, dar se pregătea, Dumnezeu o pregătea. Și ea a făcut o rugăciune. Și m-am gândit la ideea aceasta. Mulți dintre dumneavoastră aveți copii. Și m-am gândit că copiii sunt mereu răspunsul la o rugăciune. Poate nu neapărat cea directă, Doamne, mi-aș dori mult să am un copil. Poate pentru unii a fost o surpriză. Dar poate unii dintre dumneavoastră s-au rugat pentru răbdare. Poate alții s-au rugat pentru a nu mai fi egoiști. Poate alții s-au rugat pentru... Nu știu, poate să fie orice. Dumnezeu a trimis copilașii ca răspunsuri la rugăciunile noastre, chiar cele nerostite. Și Dumnezeu oricum e un artist în răspunderea unor rugăciuni. De multe ori nu ne așteptăm să ne răspundă exact în modul acesta. Cred că ce au făcut oamenii aceștia, această femeie, cu situația ei complicată acasă, care s-a rugat, și a decis după aia să-i ofere copilul lui Dumnezeu. Și acest pedagog, acest profesor, pentru că Eli a fost un profesor lui Samuel, a fost ceva excelent. Și vreau să vă spun că în școala Mihai Ionescu, eu am observat că familiile și profesorii lucrează foarte bine împreună pentru educația copiilor. Vreau să vă spun că exact în această situație din Biblie, s-a întâmplat ceva foarte interesant, ceva unic. Dacă vă gândiți la figura lui Samuel, este singurul om din Biblie care a fost atât preot, cel puțin pentru o perioadă din viața lui, la început, când era la templu, a fost și profet, pentru că a fost chemat de Dumnezeu în mod specific, și a fost și judecător. Nu mai găsim un alt personaj în Biblie care să fi fost atât de... Care Dumnezeu să-l fi folosit așa de mult. Cum a fost posibil acest lucru? Pentru că familia și școala și-au unit forțele și rugăciunile și binecuvântările pentru a-i da o educație aleasă. Eu sunt angajată în această școală doar din septembrie și deși veți afla multe lucruri frumoase despre proiecte, despre lucruri mai publice, să spunem așa, eu pot să vă spun un cuvânt frumos din cancelarie. Pentru că acolo îmi petrec orele, pot să spun libere, nu sunt chiar libere, pentru că avem și noi ferestre, avem și noi lucruri de făcut, dar este o atmosferă frumoasă. Îi văd pe profesori, văd cadrele didactice, sunt mai mult învățătoare, pentru că eu predau la clasa 04, care câteodată sunt foarte îngrijorate pentru anumiți copii
și ne rugăm împreună pentru situațiile alea. Văd că sunt copii care au nevoie de ceva, dar nu știu cum să o ceară și le văd pe învățătoare care caută din răsputeri să le poată oferi acest ceva. Încearcă să le ofere dragostea lui Dumnezeu, se roagă, citesc pentru asta. Și nu este ceva ce se poate întâmpla oriunde. Eu am făcut școala în altă parte, dar dacă aș fi putut alege când eram micuță, mi-ar fi plăcut foarte mult să am niște cadre didactice într-adevăr credincioase. Pentru că nu este important doar ceea ce spune profesorul din față, este important și ceea ce se întâmplă cu profesorul când se întoarce, când pleacă de acasă, din clasă, când poate se întoarce acasă, când se întoarce în cancelarie. Credeți-mă, profesorii nu predau doar orele care sunt acolo, ci îngrijorările lor pentru copiilor, pentru că de multe ori ajung profesorii să spună copiii mei. Deși nu sunt copii de sânge, sunt copiii mei, pentru că îi văd acolo în fiecare zi, pentru că îmi sunt dragi, pentru că îi simt efectiv ca copiii lor, cadrele didactice. Și la Mihai Ionescu se întâmplă asta. Cadrele didactice se roagă și se frământă cum pot să-l apropie pe acest copil mai mult de Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vă îndeamnă, dacă aveți copii de vârsta școlară, puteți să puneți în rugăciune această situație. Doamne, vrei să-mi trimit copiii acolo? Vei găsi tu o cale cum să fac asta? Și Dumnezeu nu va întârzia să răspundă. Amin.
Domnului, mă bucur și eu să fiu împreună cu dumneavoastră. Sunt Dicara Domir, sunt profesor pentru învățământul primar, dar și director adjunct al școlii Mihai Eminescu. Iar în minutele următoare vrem să vă povestim ceea ce facem noi pe la școală. Foarte, foarte pe scurt, că timpul ne presează. Despre ce vreau să vorbesc acum? Despre o oportunitate care s-a ivit în urmă cu un an și jumătate, în anul 2022, oferită de Ministerul Educației, angajarea noastră într-un proiect pilot. O mare oportunitate am avut de a intra și de a primi aprobare pentru proiectul acesta pilot. În ce constă acest proiect pilot? În primul rând, o descentralizare curriculară. Am ales să renunțăm la niște conținuturi necorespunzătoare sau nesemnificative, să integrăm obiecte de studiu unul în celălalt, ca de exemplu științele cu geografia sau istoria cu educația civică, astfel încât să relaxăm puțin orarul. Și ce este cel mai important în acest proiect pilot sunt orele de educație pentru caracter de la nivelul primar, în care în fiecare zi, la prima oră, copiii din nivelul primar deschid Biblia, au un devoțional, învață despre Dumnezeu, pun întrebări și găsesc răspuns de la cadrele didactice, se roagă, cântă, lucrează manual, fac educație fizică, fac mișcare, deci integrăm în ora aceasta de dimineață mai multe discipline și este o binecuvântare. La nivelul gimnazial, ora aceasta s-a transformat practic într-o jumătate de oră de dezvoltare holistică în care de asemenea copiii învață despre Dumnezeu, deschid Biblia. La gimnaziu sunt foarte multe întrebări, sunt la perioada pubertății, au foarte multe nelămuriri. Și împreună cu profesorii lor, cu diriginții, cu capelanul, cu profesorul de religie, găsesc răspuns la întrebările acestea ale lor. Ce mai aduce nou proiectul pilot? Aduce orele de practică, informațiile pe care le obțin copiii în mod teoretic, găsesc aplicare la orele de life skills. Ce sunt aceste ore de life skills? Sunt ore de practică în care copiii învață cum să acorde primul ajutor, cum să lucreze în o agricultură inteligentă, au ore de design vestimentar, deci lucruri practice care îi încântă pe copii. Ieșim din zona teoreticului și intrăm în zona practicului și acesta este foarte important. La liceu, și mai bine se aplică aceste lucruri, în sensul că elevii de liceu, începând cu clasa a 10-a, a 11-a, a 10-a, 11-a și a 12-a, au ore de practică la diverse instituții. Au mers în spitale, au mers la judecătorie, au mers la... Unde au mai mers? Peste tot. Deci avem, școala are parteneriate cu... auziți, și la cantină, la un restaurant. Deci în toate domeniile de activitate, copiii de liceu merg, fac practică, văd și apoi își alege fiecare propriul drum unde vrea să meargă. De asemenea, proiectul acesta pilot ne facilitează o mulțime de alte proiecte. Participarea atât la primară cât și la gimnaziu și la liceu la o mulțime de proiecte. Și pe scurt aș vrea să vă spun două proiecte de la nivelul primar. Un proiect socio-umanitar desfășurat în fiecare an. De fapt este socio-umanitar, dar este și... de familie, cumva aducem împreună copiii și familiile să gătească împreună și în octombrie, când este Ziua Internațională a Alimentației, desfășurăm un târg cu vânzare, este mare bucurie că părinții gătesc împreună cu copiii, vin cu produsele la școală și le vând. Anul acesta, în octombrie, la fel am desfășurat programul, acest târg, și am hotărât așa, că jumătate din fondurile pe care le obținem să meargă în fondurile claselor, iar jumătate să donăm unui proiect umanitar. Și am ales Smile Burundi. Smile Burundi este un proiect inițiat de doctorița Bianca Voinescu pentru copiii cu malnutriție severă din Burundi și
nu o să vină să crede, suma pe care am donat-o a fost aproape 9.000 de lei, jumătate din sumă. Deci, un lucru foarte important, au rămas bani și pentru copii, pentru proiectele de la clasă, însă cel mai important a fost că am ajutat copiii aceștia, iar un alt program, un alt proiect în parteneriat cu Școala de la Nuci. Școala de la Nuci este o școală modestă, care nu avea la momentul acesta nicio bibliotecă. Deci copiii care doreau să împrumute cărți nu aveau de unde pentru că nu exista o bibliotecă. Și atunci una dintre învățătoare a scris un proiect și ne-a invitat să intrăm în parteneriat cu ei. Și au spus crafturi pentru o carte. Ei la școala din Nuci, copiii de la școala din Nuci au realizat diferite crafturi pe care au venit să le doneze, cu care au venit să doneze elevilor de la școala noastră în schimbul unei cărți. Am gândit noi că targetul ar fi așa, de vreo 50-60 de cărți. Vreau să vă spun că la finalul zilei, când am inventariat tot ce s-a primit, au fost vreo 700 de cărți. Deci de la 50 de cărți target am ajuns la 700 de cărți și a fost o binecuvântare, nu numai pentru școala de la Nuci, însă și pentru primăria de acolo, pentru comunitatea locală, când a văzut implicarea școlii noastre. Mă opresc aici, proiectele sunt multe, sunt valoroase, dar colega mea va continua să vă povestească de la nivelul gimnazial și liceal. Mulțumesc! Pacea Domnului, mă numesc Mihaela Matei, sunt profesor de limba engleză în cadrul Liceului Teoretic Mihai Enescu și voi prezenta și eu doar câteva din proiectele noastre, pentru că dacă ar fi să povestim despre toate proiectele și activitățile pe care le desfășurăm în cadrul liceului nostru, cred că am prinde și programul de după amiază, pentru că sunt mulți copii, bucuroși, entuziaști, o parte din ei, chiar o parte din corul nostru pe care îl avem, este aici prezent. De asemenea, mai avem și o formație, deci din corul acesta este separat încă o formație care are bucuria și mereu plăcerea să slujească pe Dumnezeu și să-i aducă laudă prin cântec. Ei participă cu bucurie la repetițiile care se fac în fiecare săptămână, muncesc din greu, depun acest efort. De asemenea, avem și mulți copii instrumentiști care se bucură să aibă chiar sabatul acesta un program într-o altă comunitate din București, care fac parte din orchestra școlii noastre. Și împreună, anul acesta, de exemplu, de Crăciun, am avut la o sală publică din București un concert mai lung, care a avut o participare mai mare. De asemenea, vă voi spune câteva cuvinte. În urmă cu 7 ani, școala noastră a început să, în cadrul școlii noastre, am început să pregătim copii pentru a susține examenele Cambridge. Știm că aceste examene au o recunoaștere internațională și la momentul acesta facem pregătire la clasele a patra pentru Movers, la clasele a șaptea pentru PET și la clasa a zecea pentru FC. De exemplu, la clasele a șaptea, unde eu predau, sunt înscriși 30 de copii anul acesta care doresc să facă această pregătire și până acum toți elevii noștri care au fost pregătiți au promovat cu brio acest examen și cu un punctaj foarte mare. Cam atât am avut, mai continuă și colega mea. Sunt Mirela Iosef, profesor de limba germană la gimnaziu, dar și la liceu. Și vreau să vă povestesc despre un proiect de succes în școala noastră, Tasty Wednesday. În fiecare miercuri, elevii de gimnaziu și de liceu pregătesc împreună cu părinții acasă, bazat pe un meniu ovo-lacto-vegetarian, pregătesc diferite feluri de mâncare, le vând în curtea școlii cu bucurie. Apoi ei cu banii strânși reușesc să ajute alte proiecte sociale, astfel încât promovăm mai multe valori pentru care părinții sunt foarte fericiți. Am aici în clasă, în biserica noastră, deja un copil din clasă la care sunt dirigintă, Miruna,
care poate să vă confirme cu câtă plăcere participă la acest proiect. Și mai avem și alte proiecte la liceu. Elevii de liceu care sunt foarte bine pregătiți și care doresc să urmeze o carieră de profesor fac practică în școala noastră și ajută elevii mai slab pregătiți de la gimnaziu în mod gratuit pentru meditații la română, la matematică și la alte limbi străine. Cam asta ar fi despre proiectele noastre, ar fi mai mult de povestit, dar ne oprim aici. Mai scurtăm din ce aveam pregătit. Am să vă rog acolo la tehnic să puneți doar imaginea de final a clipului cu noua noastră școală, dacă este posibil să vă duceți pe la minutul 2 și ceva. Vestea bună cu care încheiem acest program este că în toamna aceasta gimnaziul și liceul se va muta din chiria în care este acum. Avem o clădire în construcție, este de fapt prima noastră clădire pe care o vom avea, clădirea școlii. Și cu vreo lună în urmă, cred că v-am trimis aici un teanc de fișa 230. Am zis, trebuie să fie și la tei,
câțiva oameni care lucrează cu salariu și care plătesc impozit pe salariu. Și ne-am gândit că anul acesta este anul în care trebuie să punem toți mână de la mână, să, dacă găsiți, dacă sunteți pe acolo, pe la tehnic. E o imagine foarte frumoasă. Dacă nu o găsiți, căutați-o pe un pic mai înapoi, căutați-o pe internet, pe YouTube și o veți găsi. Aceea va fi școala noastră. O școală în care o să avem și sală de gătit pentru copii să învețe să gătească, o să avem și seră să crească plante, o să avem și atelier de multimedia, o să avem și studio de înregistrări, o să avem și ce mai avem pe acolo, sală de muzică, sală de arte și abilități, o să avem laboratoare, laborator de biofizică, laborator de chimie, laborator de informatică. O să avem și un teren de sport. Pentru prima dată vor avea și ei teren de sport, sigur, la care vom trece strada pe trecere de pietoni, pentru care am făcut deja cererea. Toate lucrurile astea le vom avea și le facem pe datorie. Și ultima confirmare a fost săptămâna aceasta obținută, că da, va fi gata. Deci dacă treceți pe strada Labirint 116 și vi se pare că este un șantier care va fi gata în câțiva ani, să știți că șantierul acela în 10 septembrie, ca să nu zic 9 sau 11, va fi o școală care îi va primi pe acești copii. Să ne rugăm pentru asta, să nu intervină alte constrângeri, pentru că știți bine că șantierul a fost oprit și închis o bună perioadă de timp, din cauza unor procese. S-au încheiat acele procese, au renunțat toți la acuzații și trebuie să ne rugăm pentru asta, ca Dumnezeu să nu mai permită puterea lui Dumnezeu să fie acolo și să le dea oamenilor și putere de muncă și să ne vedem și să vă invităm pe toți la sărbătoarea de intrare în acea clădire. Așa că, dragi frați, prieteni, orice om care este aici, dacă vreți să faceți un lucru frumos și să completați acea fișă pentru noi sau să spuneți, am o sumă pe care vreau să o dau pentru această clădire ca să știu că am contribuit cu ceva, nu știm cât va dura această clădire, acest pământ. Este posibil ca 100 de lei pe care eu o voi dona să conteze mult în veșnicie și să aflu doar atunci ce s-a întâmplat cu această donație. Apelul nu este să facem o colectă, nu am venit cu coșurile să facem colectă, apelul este doar rugați-vă să se întâmple această lucrare frumoasă, să nu mai avem piedici, 1, 2, fișa aceea, dacă aveți un loc de muncă și plătiți impozit, dați-ne-o nouă anul acesta și la anul dați la toate asociațiile la care vreți să dați. Și 3, priviți la lucrurile pozitive, trimiteți copiii acolo, nu este totul minunat, nu este totul pozitiv, sunt multe probleme, sunt multe provocări cu care ne confruntăm, unele ne fac la un moment dat să și cedăm fizic, să nu mai rezistăm în fața multor probleme, dar când privim la partea luminoasă și la câte face Dumnezeu și în această școală și în familiile care, cu care intrăm în contact, știm că este o lucrare care merită făcută. Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta și copiii care au venit astăzi și familiile lor. Amin. Amin. Thank you.
În numele Domnului Iisus închidem programul cu cântarea 703. Tată bun, care locuiești în ceruri, Doamne, îți mulțumim pentru această ocazie în care ți-am slujit numele Tău, Doamne. Îți mulțumim pentru că ne-am întâlnit în locașul Tău cel sfânt, Doamne, și îți mai mulțumim că am putut să-ți mărim numele Tău prin cântările acestea. Amin. Doamne, Te rugăm frumos să ne călăuzești cu bine spre casele noastre, Doamne. Să ne dai o zi de sabat binecuvântată și să ne păzești în toate zilele noastre. Iar când vei reveni pe norii cerului, Doamne, să fim cu o dată cu Tine și să urcăm la ceruri, Doamne. Te-am rugat prin Domnul Iisus. Amin. Amin.